Ajută, dragii mei, iată ne ajung și în ultima uh, parte a lunii lui Cuptor. Suntem în uh, plină uh, desfășurare, aș spune a forțelor naturii, uh, cum ar zice unii. Dar de fapt, dacă stăm bine să ne gândim în uh, istoria uh, acestor locuri, Uh, cred că de mult lucrurile au stat așa cum stau și acum. Și de ce spun asta? Pentru că, vedem, ne plângem, în fiecare zi avem 100 de hărți cu coduri, portocalii, galbene, uh, e sfârșitul lumii, că e foarte cald. Dar cum se cheamă luna iulie în limbaj popular? Se cheamă luna lui Cuptor. Asta înseamnă că, încă din vechime temperaturile în luna iulie erau foarte mari, ridicate. Pe vremea când nu exista aer condiționat nici în casă, nu existau nici mașini cu aer condiționat și lumea nu se mai plângea atât. Bai prea cald, bai prea frig, bai prea ploaie, bai prea uscăciună, secetă, bai prea vânt, ba, nu e vânt și din orice facem, dragii mei, o mare problemă. Uh, suntem profund deranjați de toate aceste schimbări ale uh, timpului, ale vremii, și uităm că, de fapt, totul este, uh, ca să zic așa, la mâna lui Dumnezeu, deși Dumnezeu nu are mâini. Dar, personificându-l, totul este la mâna lui Dumnezeu sau se întâmplă cu îngăduința sau din voia Sa. Așadar, în loc să ne tot lamentăm cât e de cald, atenție, urmează știri care vă afectează emoțional și toate, toate uh, aș spune uh, desfășurarea aceasta de forță mediatică sau de forțe mediatice uh, cumva uh, comisiunea cu de a crea panică și de a crea frică și uh, agitație în rândul oamenilor uh, nu și are rostul, dacă ești un om credincios fie că e ploaie, fie că este secetă, fie că e arșiță, fie că bate vântul, fie că e gheață, fie că e furtună de zăpadă, le ducem toate, vorba poetului. Nu neapărat bucuroși, dar le ducem, pentru că nu putem schimba lucrurile. Sau am putea să le schimbăm în momentul în care devenim credincioși. Când devenim atât de credincioși, încât Dumnezeu să răspundă rugăciunilor noastre Referitoare la aceste lucruri, schimbări ale timpului, ale vremii. Am făcut această introducere pentru că, dragii mei, săptămâna aceasta l-am sărbătorit pe Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul, cel care mai este numit și supra-numit, iertați-mă, și pe bună dreptate, cel de, înainte mergătorul celei de-a doua venire a lui Hristos. Asta pentru că în cartea Apocalipsei ni se spune foarte clar că la sfârșitul timpurilor, așa cum le cunoaștem astăzi, la sfârșitul lumii, Hristos va veni a doua oară pe pământ, de data aceea în calitate de judecător al omenirii, iar venirea, cea de-a doua venire a lui Hristos, va fi precedată de întoarcerea pe pământ a celor doi mari proroci ai Vechiului Testament, Enoch și Ilie, care n-au cunoscut moarte. Nici Enoch și nici Ilie n-au cunoscut moarte uh, pământească, trupească, biologică. Uh, și despre prorocul Ilie știm foarte clar că a fost ridicat cu trupul la cer într-un car de foc. Fac o paranteză, din acest motiv uh, el este și patronul uh, forțelor aeriene, uh, cu tot ce înseamnă acestea, aviație, rachete și așa mai departe. Este ocrotitorul spiritual al forțelor aeriene române uh, și din acest motiv, în data de 20 iulie, se serbează ziua forțelor aeriene române și uh, anul acesta, după cum uh, am văzut, a fost uh, și o sărbătoare a aviației în general. Pentru că fiecare armă are acest obicei de a-și uh, uh, lua un ocrotitor spiritual, de exemplu, cum Marina îl are pe oare pe Maica Domnului și avem ziua marine la ar ardormirea Maicii Domnului. Așadar, prorocul Ilie, înainte mergător al celui de-a doua veniri al lui Hristos, viața sa este sau ne este zugrăvită foarte uh, bine și foarte cu multă cantitate de informație în cele patru cărți ale regilor din Vechiul Testament. Uh, în care ni se prezintă atât contextul istoric al uh, activității pe pământ uh, al lui Ilie, contextul teologic sau ideologic sau și teologic și ideologic, dar mai ales uh, contextul duhovnicesc. O să fac doar o scurtă uh, trecere în revistă a acestui mare proroc al Vechiului Testament și o să înțelegem poate importanța pe care duhovnicească, repet, pe care uh, a avut-o în neamul uh, lui Israel, neamul iudaic și prin acest neam uh, transmis și nouă, în era creștină. În momentul în care uh, își începe activitatea prorocul Ilie, Israelul era, uh, aș spune, uh, pe arătură, iertați-mi cuvintele, în sensul că uh, regele Israelului, regele Ahab, s-a căsătorit cu o uh, regină, cu o femeie străină de neamul iudaic, care se închina la idoli, la zeița Astarte. Uh, iar această soție a regelui Ahab, pe numele ei Izabela, a încercat și a reușit în foarte bună măsură aș spune aproape în totalitate, să impună această închinare la idoli în uh, regatul lui Israel, în regatul iudaic. A adus cu ea de pe unde și-a agonisit-o regele Ahab uh, preoți uh, ai zeiței Astarte și ai zeului Bal, că aceștia erau doi mari, cele două mari zeități păgâne care uh, au uh, încercat de cursul istoriei Vechiului Testament să deturneze credința poporului de la Dumnezeul cel adevărat, Dumnezeul cel unic, Dumnezeul Tată, la tot felul de idolatrii. Uh, și ni se povestește în cartea întâi a regilor, în cartea a doua, cum regele Ahab împreună cu Izabela uh, nu se mai închinau uh, la templu, nu se mai închinau Dumnezeului celui viu, ci se închinau acestei zeițe Astarte, zeului Bal, își confecționaseră idoli, așere se numeau aceste întruchipări ale zeiței Astarte, iar preoții și teoretic numiți prorocii acestei zeițe o duceau bine mersi la curtea Izabelei. Erau cu sutele și trăiau bine mersi, repet, din munca poporului iudeu sau din ceea ce erau obligați iudeii să dea ca și ofrandă sau ca și, uh, mă rog, datorie către rege, uh, iar regina Izabela cu aceste lucruri își ținea prorocii. Uh, iar adevărați închinători ai uh, Dumnezeului Celui Viu erau prigoniți. În aceste condiții, aș spune vitrege pentru credința cea adevărată în Dumnezeul cel ceresc, se ridică acest Ilie, despre care ni se spune că era proroc din Tesla Galadului, sau din Tesva Galadului. De aici prorocul se numește Ilie Tesviteanul, din, pentru că era din localitatea Tesva, iar Galadul era o provincie undeva în nordul Țării Sfinte. Se ridică și, uh, prin exemplul său, readuce poporul la credința cea adevărată, inclusiv pe Rege. Cum? Uh, este prigonit, bineînțeles, de. El se ridică și spune că poporul face o greșeală, că Regele face o greșeală, că uh, închinarea la idoli este aspru pedepsită de către Dumnezeu. Și așa mai departe, adică își face datoria de mărturisitor și de proroc al lui Dumnezeu. Mai mult decât atât, el, el cumva chiar la un moment dat are impresia că a rămas cam singur și începe să se teamă că a rămas cam singur, dar Dumnezeu îi descoperă că mai sunt încă în Israel bărbați, femei, familii și chiar preoți și proroci ai Dumnezeului cel viu care n-au renunțat la credință, dar care stăteau ascunși prin peșteri de groaza persecuțiilor declanșate de regele Ahab. Ilie face o călătorie inițiatică din regatul iudaic undeva în sud, trece prin Valea Hozevei, are și are sălășuirea într-o peșteră care îi poartă și astăzi, nu că îi poartă numele, dar îi poartă urmele, Uh, o peșteră uh, foarte aproape sau chiar, aș spune, chiar în mănăstirea uh, ridicată pe Valea Hozevei, uh, loc de pelerinaj pentru toți uh, cei care vizitează Țara Sfântă, iar peștera Sfântului Ilie este de asemenea loc de pelerinaj. Este aceeași peșteră, peșteră în care cu sute de ani mai târziu uh, s-a retras și dreptul Ioachim, uh, tatăl Maicii Domnului, în uh, aș spune, asceza sa în perioada sa de rugăciune, de post, în care a cerut ca Domnul Dumnezeu să-i dăruiască un urmaș și în cele din urmă i-a dăruit-o pe Maica Domnului. Deci era o peșteră, aș spune, celebră, nu e foarte potrivit cuvântul, dar era o peșteră cunoscută, mai ales când ea, în ea, în această peșteră, s-a nevoit și a trăit și a dormit o bună perioadă de timp, Sfântul Proroc Ilie a fost hrănit în chip minunat de îngeri, de corbi, cu carne, cu apă, cu pâine. Iar la un moment dat, în, la sfârșitul călătoriei sale, tot datorită persecuțiilor, trăiește la o văduvă din Sidon, într-o altă parte a Israelului, de data aceasta în nord. O, o văduvă care, datorită foametei, era să-și piardă unicul fiu pe care Ilie uh, îl salvează de la moarte. De unde sece, dacă aici am vrut să ajung? Dincolo de toată uh, povestea frumoasă a Sfântului Proroc Ilie. În momentul în care uh, Ilie l-a somat pe regele Ahab, întoarce-te la credința cea adevărată, căci dacă nu Dumnezeu va pedepsi acest neam, și nu s-a întâmplat acest lucru, adică n-au renunțat la închinarea cea idolească, Ilie s-a rugat lui Dumnezeu, și a, închia, a, încuiat, a închis cerul timp de 3 ani și 6 luni. Și n-a căzut o picătură de ploaie timp de 3 ani și 6 luni. Gândiți-vă că era o societate eminamente agrară uh, care se hrănea exclusiv din ceea ce cultivau. Nu existau sisteme de procesare a alimentelor, cum avem astăzi, nu existau sisteme de uh, irigare, nu erau lucrurile pe care le avem astăzi, deși o să vedem mai o săptămână, două, și o să vedem disperarea la toate posturile de televiziune, la știri, despre cât de aspră este seceta și cum se usucă toate. O să revin la acest subiect, pentru că, dragii mei, salvarea nu este în tehnologie, ci salvarea este la Dumnezeu, așa cum a demonstrat Oilie. Datorită acestei secete, N-au mai rodit pământul, n-au mai avut grâne, nici măcar în grânarul uh, Orientului, și-anume Nilul, uh, sau mă rog, Egiptul, cu malurile Nilului cele bogate, de unde se exportau grâne cam în toată lumea semitică, n-au mai rodit. Mureau vitele, mureau animalele, uh, nu, exista, nu exista apă, nu exista hrană și lumea a început să moară pe capete. Și tot nu se întorceau la credință. Nici conducătorii, nici, uh, hai să spunem, supușii. Uh, și atunci Ilie, mă rog, după ce face minunea cu uh, înmulțirea undelemnului și făinii la această femeie văduvă care l-a primit cu inima deschisă și pe al cărui fiu l-a salvat de la moartea prin inaniție, prin nemâncare, Ilie uh, primește de la Dumnezeu misiunea de a demonstra cine este sau care este Dumnezeul cel adevărat, Dumnezeul cel viu și în urma acestei demonstrații întregul popor să se reîntoarcă la credință. Uh, și cum face Ilie uh, acest lucru? Cheamă la o provocare, la o întrecere pe toți prorocii zeiții astarte care o duceau, cum am spus, bine mersi la curtea Izabele și a regelui Ahab. Și face pune să se facă două jertfelnice și uh, jertfelnicele acelea să fie foarte bine uh, construite, pe fiecare din acestea să se jertfească un vițel după modelul jertfelor din Antichitate și fiecare să ceară de la Dumnezeul lui să se trimită foc din cer ca să se mistuie jertfa de pe jertfelnic. De dimineața până aproape către Asfințit prorocii și preoții uh, Izabelei au uh, făcut incantații, au făcut ritualuri, au strigat, au plâns, s-au rugat, s-au dat cu capul de pământ, rugând pe Astarte și pe ceilalți ceilal zei, pe ceilalți idoli să trimită focul, să jerfească, să se mistuie jerfa, ca să se vadă că ei sunt adevărații dumnezei. La un moment dat Ilie, care știa foarte bine că nu se va întâmpla nimic, uh, capătă un asemenea curaj încât începe să ironizeze pe acești mari preoți și proroci Isabelei. Izabelei. Strigați mai tare, le spune, strigați, strigați că poate zei voștri dorm, au mâncat bine și își fac siesta de după amează și nu vă aud când strigați, strigați mai tare. Bineînțeles, nu s-a întâmplat nimic. Și la un moment dat zice Ilie, destul de acum, ce v-ați făcut suficient numărul, ar trebui să înțelegem noi astăzi, și poruncește să se aducă apă să se ude foarte bine Să se îmbibe practic de apă Jertfelnicul lui Și jertfa de pe jertfelnic Ba mai mult să se sape un șanț Astfel încât apa să băltească să, să fie apă pur și simplu Ca și într-o piscină Dacă aș putea spune în jurul jertfelnicului său Ca să nu existe niciun dubiu Că cineva poate să dea foc Într-un chip Eu știu, viclean Acele jerfe. După care Ilie ridică mâinile către cer și se roagă Dumnezeului cel viu. Dumnezeului cel viu pe care el l-a slujit întreaga viață. Și se roagă și Dumnezeu trimite în chip, aș spune, uh, imediat, instantaneu. Trimite foc din cer, dar sub formă de trăznet mă gândesc. Și uh, mistuie jertfa, adică cu toate că era jertfelnicul îmbibat cu apă, atât de intens a fost focul trimis de Dumnezeu din cel rar rugăciunea lui Ilie, încât se evaporă apa, se usucă jertfelnicul și arde toată jerfa. Nu rămâne nimic, rămâne doar scrum și cenușă din jertfa pe care Ilie a dus-o pe jertfelnic. Iar la vederea acestei minuni, toată lumea cade în genunchi și își pune, aș spune, cenușă în cap, face pocăință pentru faptul că s-a îndepărtat de la Dumnezeul cel adevărat. Ilie uh, urmărește și până la urmă ucide pe toți acei proroci mincinoși. După ce se întâmplă acest uh, episod de demonstrare a puterii rugăciunii unui proroc adevărat și a puterii sau a, a tot puterniciei Dumnezeului cel adevărat, uh, Ilie se roagă din nou și se adună norii și Dumnezeu dă ploaie. Adică după trei ani și șase luni, în care cerul a fost încuiat și seceta cumplită, la rugăciunea lui Ilie, la rugăciunea aceluia și Dumnezeu trimite ploaie și lumea, sau mă rog, natura revine la viață, culturile revin la viață și foamea dispare. Lumea se întoarce, repet, la credință, cu tot cu regele Ahab care fiind pus în fața evidenței n-a mai avut ce să facă. În fine, povestea continuă este mai, mai lungă, viața lui Ilie, modul în care își alege succesorul pe Elisei, modul în care îi aruncă cojocul său, cojocul Ilie, ca simbol al investirii cu darul prorociei și a faptului că îl lasă urmaș și așa mai departe. Iar Ilie, repet, avea mărturisirea biblică că este ridicat la cer într-un car de foc, zice mărturisirea biblică, deci el n-a cunoscut moarte fizică, biologică. Înțelegem acum, datorită uh, celor pe care le-am uh, povestit: de ce Sfântul Ilie este asociat cu fulgerele, cu trăznetele, de ce lumea are o Evlavie mare la Sfântul Ilie și mai ales o teamă, bineînțeles, câteodată nejustificată. Să nu-l supere pe Sfântul Ilie prin faptul că muncește, face diferite lucruri pe care ar putea să le amâne de ziua prorocului. Câteodată spune justificată, câteodată este chiar justificată. Eu personal cunosc cazuri, unul singur s-a petrecut în prima mea parohie, în care un ateu, cum culmea, ateu care trăiește la sat și care vede cum merg lucrurile, în ceea ce privește recolta, în ceea ce privește mersul naturii și așa mai departe, declarat ateu și toată lumea, bătrânii satului, se abțin de la lucru în ziua Sfântului Ilie, toată lumea are evlavii la Sfântul Ilie, vine la Sfânta Liturghie, el nu, el merge pe câmp și și provoacă. Să vedem, vine Ilie, unde ești Ilie să mă trăznești? Este caz real ce vă spun acum. Unde ești Ilie? Chiar existi? Mă trăznești? Afară fiind arșiță, cum este, sau mă rog, cum a fost zilele acestea. Arșiță, soare. El lucrează, bineînțeles, cu aceeași aroganță. Uh, unde ești, ilie? Na, ce îmi faci tu, mie ilie? Ce se poate întâmpla dacă lucrezi? Și uh, cum se întâmplă de obicei? Cum s-a întâmplat și în, în, aș spune, îndeva, zilele trecute, într-o noapte, după o zi de arșiță. Seara se adună nori într-o clipită, și urmează o furtună uh, cu trăznete, cu ploi, cu vânt, cu tot ce înseamnă furtună, uh, așa, foarte zdravănă. Tot așa, în ziua respectivă, din Senin s-au adunat nori, a început o furtună. Uh, da, există, da, puteți să-mi spuneți și vă, conf, vă, vă confirmă meteorologii. Când este ars și să există, da, fronturile atmosferice ce se. se Schimbă, unii se, un aer se ridică, fierbinte, alt, altul rece, nu știu cum îi ia locul, ciclon, anticiclon și toată povestea meteorologică, dar dintr-o dată se iscă o furtună cu tunete, cu fulgere, și pe câmpul respectiv, îmbibat după doar un sfert de oră de ploaie torențială cu apă, cade un trăznet. Și trăznetul acela cade destul de departe de omul respectiv, fiind însă câmpul îmbibat cu apă, știm bine, electricitatea, apa este un foarte bun. Conducător al electricității. Și omul respectiv cade secerat la pământ și îl resuscitează și așa mai departe. Nici nu știu să vă spun, nu mai țin minte dacă a rămas cu ceva sechele, căci l-au resuscitat, a fost dus la spital, uh, n-a murit, dar cu siguranță optica lui în ceea ce privește uh, relația omului cu Dumnezeu și cu Sfinții lui, în mod personal pentru el cu Sfântul Iesu, s-a schimbat definitiv. Pentru că și-a dat seama că... Uh, Lucrurile nu se limitează doar la rațiunea omenească, ci există, cel puțin în relația aceasta de tip spiritual, duhovnicesc, există lucruri care ne depășesc capacitatea rațională de înțelegere. Da, mulți vor spune, a fost o coincidență. A fost, poate o coincidență. Dar în momentul în care vezi aroganța cu care cineva vrea să demonstreze altceva decât adevărul și vezi. Aș spune chiar pedeapsa pe care o rânduiește Dumnezeu prin Sfântul Ilie și prin puterea Sfântului Ilie, încep să spui măcar niște serioase semne de întrebare dacă nu îți schimbi radical optica și încep să crezi în Dumnezeu. Acesta este Sfântul Ilie, cel pe care l-am sărbătorit joi. Ne întoarcem la Evanghelia noastră de astăzi, este de la Matei, din capitolul... 9. Vindecarea a doi orbi și un mut, bineînțeles tot în Capernaum. Și zice așa Evanghelia. În vremea aceea, doi orbi se țineau după el strigând și zicând, miluiește -mi pe noi fiule lui David. După ce a intrat în casă, au venit la el orbi și Iisus i-a întrebat, Credeți că pot să fac eu aceasta? sau lui, da, Doamne. Atunci s-a atins de ochii lor zicând, după credința voastră să fie vouă. Și s-au deschis ochii lor. Iar Isus le-a poruncit cu asprime zicând, vedeți să nu știe nimeni. Iar ieșind l-au vestit în tot ținutul. Plecând ei, iată, au adus la el un om mut, având demon. Și fiind scos demonul, mutul a greit. iar mulțimile se minunau zicând, niciodată nu s-a arătat așa ceva în Israel. Farisei însă ziceau, cu domnul demonilor scoate pe demoni dar Isus străbătea toate cetățile și satele, învățând în sinagogile lor, propovăduind Evanghelia Împărăției și vindecând toată boala și toată neputința în popor. Și văzând mulțimile, i s-a făcut milă de ele că erau necăjite și rătăcite ca niște oi care n-au păstor și a zis ucenicilor lui, Săcerișul e mult, dar lucrătorii sunt puțini. Rugați deci pe Domnul Secerișului să scoată lucrători la Secerișul său. Vindecările sunt niște lucruri despre care am tot vorbit. Aș spune, erau la ordinea zilei. Într-o altă evanghelie, cea care s-a citit într-o zi din săptămâna aceasta, ni se spune că pe toți cei pe care îi aduceau la el bolnavi, Iisus se vindeca. Astfel încât oamenii se obișnuiseră să aducă de departe, de la mare depărtare pe bolnavilor, doar să se atingă cu mâna de îmbrăcăminte a Mântuitorului și să se vindece. Și asta se întâmpla. Căci, până la urmă, ce înseamnă această vindecare? Înseamnă, pe de o parte, faptul că lui Dumnezeu întotdeauna îi este milă de neputința și de suferința omenească, iar, pe de altă parte, înseamnă că vindecarea supremă din orice boală nu poate să vină decât de la Dumnezeu sau prin credința în Dumnezeu. Cei doi orbi sunt uh, uh, cumva prototipul omului care, aș spune, nu mai are nicio șansă de vindecare. Vine la Isus și îl roagă, miluiește-ne pre noi fiule ale, al lui David, adică îl recunosc, drept urmaș, drept rege al lui Israel, drept urmaș al scaunului lui David. Vine el pentru că nu puteau să capete vindecare de la om sau de la alt om. Și Hristos le testează credința. Credeți că pot să fac? Da, credem. Fie vouă după credința voastră și se vindecă cei doi, instantaneu. Le poruncește, bineînțeles, să nu spună din două motive. Încă nu venise momentul să se propovăduiască sau să se ducă vestea despre el, dar al doilea motiv era să testeze recunoștința sau, aș spune, calitatea de a împărți bucuria și lucrurile bune și cu ceilalți. Ei dacă ar fi fost cu adevărat niște egoiști, așa cum din nefericire omul contemporan este, ar fi zis, uh, nu spunem nimeni nimic, ce bine că ne-am vindecat, ce bine că am fost noi beneficiarii vindecărilor. Ne-a zis să nu spunem, nu spunem. Dar ei s-au dus să împărtășească această bucurie. Uite ce ne-a făcut nouă, mergeți la el, duceți la el bolnavi. Este dacă vreți o parte din datoria pe care o are orice creștin care a ajuns la înțelegerea. Uh, importanței lui Dumnezeu, a lui Hristos în viața lui. Este datoria lui să mărturisească și altora, să împrăștie veștea, aș spune, despre Isus. Așadar, acestor doi orbi le testează credința și le spune fie vouă după credința voastră. Evident, avea o credință foarte mare că el poate să-i vindece, căci s-au și vindecat. Vine partea a doua, în care aduc la el un om mut despre care se zice că are demon. Acestuia nu-i mai testează credința, și nu-l mai întreabă, crezi că pot să fac acest lucru? Și întrebarea este de ce? Și, bun, scoată demonul și mutul vorbește. De ce acestuia nu-i mai testează credința? Iar răspunsul cred că este, acei oameni erau bolnavi, sau doar bolnavi, erau orbi, aveau această neputință fizică, fiziologică. Nu puteau să se folosească de simțul văzului. Dar mintea lor era acasă, era la locul ei nu erau în posesia niciunui demon, erau doar o boală. Și atunci Isus le testează credința. Ca oricărui om căruia îi testează libertatea. Mă, vrei în viața ta? Crezi, nu crezi și așa mai departe. Mutul, în schimb, era sub, sub asuprirea unui demon. El nu mai era în deplinătatea libertății de alegere. Așa cum nu putea să vorbească cu siguranță și mintea îi era sub această influență a demonului. Și atunci Hristos, fără să mai aștepte o confirmare a credinței, în primul rând îl eliberează de demon. Pentru că în general am vorbit și acum două duminici la Gadareni, la duminica Ghergesenilor, omul care este sub asuprire, sub o posesie demonică, nu are capacitatea sau darul libertății. Nu alege, ci se comportă după cum îi poruncește stăpânul, demonul care îl stăpânește. Și atunci pe acesta, Hristos îl eliberează fără nicio altă condiție de posesia demonului. Iar Evanghelia ne spune mai departe că, mergând, vindecă pe toți bolnavii. Acum, cei cu partea finală. Că aici avem o, o, un pic de, de discutat. Văzând Iisus mulțimile, I s-a făcut milă de ele că erau necăjite și rătăcite ca niște oi care n-au păstor. Asta după ce propovădea în sinagogi, după ce vestea Evanghelia Împărăției și mai ales după ce vindeca pe toți bolnavii. Văzând atâta neputință în popor, dar mai ales atâta dezorientare, căci vedeți despre asta este vorba. I s-a făcut milă că erau necăjite și rătăcite ca niște oi care n-au păstor. Adică da, aveau boli, aveau neputințe, aveau slăbiciuni, dar mai grav era... Că erau dezorientate, Fariseii nu puteau să le aducă la credință pentru că fariseii erau ei înșiși niște oameni vicleni, aș spune niște păcălici ai credinței. Așadar, mulțimea era dezorientată. Fariseii spun una, fac alta. Ne vorbesc despre Dumnezeu, dar ei nu împlinesc legea în totalitate. Ne vorbesc despre nepăcătuire, dar ei sunt niște păcătoși. În ce și în cine să mai credem? Ori această dezorientare a omului, a umanității, este cea care îi mișcă, să spunem, inima lui Hristos. Îi se face milă ca de niște oi care n-au păstor. O turmă fără păstor se împrăștie, dispare, este furată, este mâncată, este, se decimează până la urmă. Ori, spunând ucenicilor, uh, parabola, în parabola, așa să spunem, metafora cu secerătorii, uh, Hristos face legătura cu mulțimile dezorientate. Mulțimile nu au păstori care să le conducă la împărăția lui Dumnezeu. Nu au învățători, nu au sacerdoți care să le învețe cum să trăiască astfel încât să-și pună ordine în viața aceasta și să ajungă în împărăția lui Dumnezeu. Și atunci le spune ucenicilor, Secerișul e mult și lucrătorii puțini. Rugați deci pe Domnul Secerișului să scoată lucrătorul la secerișul său. Ce înseamnă? Despre ce vorbește? Vorbește tocmai despre uh, modul în care ucenicii lui, mai apoi preoții și episcopii hirotoniți de către aceștia și care din generație în generație uh, au ieșit la secerișul uh, lucrării pe care s-au... Roadelor pe care Hristos le-a adus în lume uh, sunt cei despre care vorbește Hristos în metaforă. Lumea este săcerișul e mult, adică sunt mulți oameni care nu știu ce înseamnă Dumnezeu, nu știu cum să se apropie de Dumnezeu, nu știu cum să trăiască, cum să se roage, cum să postească, nu știu nimic din ceea ce înseamnă o relație uh, adevărată cu Dumnezeu, și e nevoie de săcerători, adică de lucrători care să vină și să se ocupe să le spună, așa trebuie să te rogi, ăsta e Dumnezeu, Dumnezeu vrea asta de la noi, Dumnezeu nu vrea cealaltă, Dumnezeu este drept, Dumnezeu este și iubitor și așa mai departe. Și atunci rugăciunea pe care o face Hristos, rugați pe Domnul Secerișului, adică pe Dumnezeu, să scoată lucrători la Secerișul acesta spiritual, duhovnicesc care a început pe vremea Mântuitorului, dar care nu se va termina decât la sfârșitul viacurilor. Atunci când, după cum spuneam la începutul emisiunii, Hristos va veni pentru a doua oară precedat de cei doi bărbați ai Vechiului Testament, Enoch și Ilie. Despre asta cred că este duminica noastră de astăzi, dragii mei. Până duminica viitoare, vă doresc tuturor o săptămână binecuvântată și cereți de la Dumnezeu Putere să duceți și arșița și ploile, așa cu, după cum Ilie a cerut lui Dumnezeu și a împlinit cererea dacă a făcut-o cu credință. Doamne ajută! <fio>